După ce am pierdut alegerile prezidențiale, mulți au uitat numărul de telefon. Dacă vrea să preia Doina președinția Organizației de Femei, era foarte bine, făceam un pas înapoi. V-a dezamăgit Marcel Ciolacu sau Doina Federu? Asta, dacă ar fi să-i reproșesc ceva Doina, este că niciodată de atunci nu am mai vorbit cu omul care a fost președinta Organizației de Femei, premierul României. Senzația mea că a fost impusă. După aproape 2 ani cât am fost premier, pot să merg pe stradă, să mă uit în ochii oamenilor. La alegerile prezidențiale am luat 3.450.000 de voturi. Între turul 1 și turul 2, liderii, unii lideri din Partidul Social Democrat telefonau ca să dea jos afișe, să dea jos banere. Știam acest lucru. Știam, am fost informată că m-au trădat. N-a părut rău de un singur lucru. La un moment dat, 4 lei nu o să mai luăm o pâină. Ne dăm resursele României pe bursa de la Viena. Liviu Dragnea a fost arestat imediat a doua zi după alegerile europarlamentare. Nimeni nu se aștepta că o să-l aresteze, cel puțin eu nu mă așteptam să-l aresteze. Viorica Dăncilă a fost dată jos tocmai atunci de propriul ei partid. Din partea aceluiași cabinet, nici măcar o dată, nici Doina, nici Marius nu au dat un telefon. Ce fel de ministru a fost Marius Budăi? Ceea ce mi se pare nepotrivit la Marius Budăi, iluziile nu ni le facem noi, iluziile ni le vând cei din coaliție. Parlamentarii de Botoșan veneau la mine la guvern și acesta este adevărul legat de parlamentarii de Botoșan. Nu poți fi patriot dacă dai resursele României altora. Cu cât ești mai demn, cu atât ești mai respectat. Acest lucru vrea Partidul Națiune Oameni Împreună. Este timpul celor 70% care nu au mai făcut politică să facă un pas înainte și să-și creioneze România pe care și-o vor.